bună seara, Andrei Vochin, avem pe cineva de la Federație. Salut. Sau hai să zicem din anturajul echipei. Seara bună, Bogdan. Salut. Să stăm așa la rece, cum spuneai tu că ai stat, cum spuneai că ai stat cu Edi până pe la 11 noaptea. Ai stat și ieri? Nu, ieri, pe când ieri, că meciul s-a terminat. Păi nu, după, adică după meci, zic, în sensul ăsta, nu ca oră, că ați plecat pe la 1 de la stadion, cred. Da, nu, astăzi nu, că mie nu-mi place 24 de ore, vreau să mă liniștesc și o să se liniștească și cei cu care vorbesc, dacă vor să discute cu mine. Așa că nu, 24 de ore nu. Mai ales că a fost meciul acasă, n-ați plecat nicăieri, n-ați avut drumul împreună, nu... Deci... Da, a fost antrenament astăzi la Mogoșoaia, cei care au jucat aseară au făcut refacere, ceilalți au făcut antrenament normal. Păi practic ce mai e? Mâine e antrenament? Normal, mâine. Mâine e antrenamentul oficial, da. Cum să zice, și mâine meci. La 6:15. Și păi mai facem dimineața, în dimineața meciului, așa se mai practică, da, se da, face... Da, când e meciul la 21:45 se face o activare dimineață, se fac faze fixe. Zine-ne tu, hai, eu îți dau cuvântul, fără să te întreb, că după aia vin întrebările, dacă e să vină întrebările, nu știu. Păi cu ce să încep? Trage tu concluzii, spune-ne tu părerea ta așa la rece, acum a fost caracterizare, cum ai simțit, cum ai trăit, poate și tu personal, ca jurnalist, ce ești și vei fi în continuare, că nu poți să nu fii, dar și ca om care ești alături de echipa asta și la propriu și la figura, că ai fost zi de zi alături de ei, sub o formă sau alta, da, în perioada asta. Eu cred că ne-am descurcat bine în primele 45 de minute. Am reușit să blocăm o echipă a Israelului care are niște piese importante, piese care pot dezechilibra orice adversar, așa cum ar fi Solomon, aripa stângă de la Tottenham, sau Gluck, puștiul minune de la Salzburg. Deci, din punct de vedere defensiv, nu mi-amintesc să fi fost mai mult de un șut parat de moldovan în prima repriză. A mai apărat, a mai fost Burcă, dacă vrei, că a scos un șut Burcă, poți pe direcția lui, dar nu, într-adevăr, n-au avut ocazii. Nu au fost, nu țin minte că să fi avut ocazii de gol. Noi am speculat la un anumit moment dat o eroare a lor, o eroare a lor care, pe care, sincer să fiu, așteptam să vină, pentru că în ultimele 10-12 meciuri Israelul a făcut cel puțin un cadou pe meci. Și asta era foarte important, că știi cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în sac și trebuie să valorifici acel cadou. E, deci chiar așa e Israelul, că sigur ați urmărit atâtea meciuri, e o echipă bună de la mijloc în sus, pe locuri foarte bună. Are însă și momente în care pur și simplu momente de blackout. Și acele momente trebuie speculate. Acum, în prima repriză, au avut două. Adică a fost o ieșire a portarului. Gata. La vreo 3 minute a alunecat un fundaj, după care a fost acea acțiune în trei, de fapt. Alibek, Coman și Stanciu, acțiune de contraatac. Mi-a plăcut altruismul lui Alibek înainte să... M-a așteptat că de la poartă, sincer să fiu, din poziția aia. A întors-o la Stanciu, Stanciu a tras și portarul a respins și a urmărit Alibek foarte bine fază. Deci ce am făcut în prima repriză, cred că am făcut binișor, să spunem așa. Okay. Deci fază defensivă bună, fază de atac speculativă. Ce s-a întâmplat însă în partea a doua a meciului, parcă a fost o continuare a primelor 80 de minute cu Elveția, deși adversarul nu era clar la nivelul Elveției. Am avut însă, ok, am primit acel gol, după care israelienii au avut 3-4 ocazii importante de a marca. Deci la capitolul ocazii, cred că în repriza a doua trebuia să fie vreun 4-1 pentru ei. O scădere de nivel, o scădere de încredere, spun eu, la un moment dat, a jucătorilor noștri. Și iată că șansa ne-a ajutat și de această dată să rămânem cu puținele lucruri pozitive, dar foarte importante. Punctul. Faptul că după 5 meciuri suntem neînvinși,
n-avem nicio înfrângere. Deci, aș fi preferat să bătem astăzi, ieri, Israelul și să fi pierdut în Elveția, știi? Așa, ca idee. Dacă tot e să alegi punctele, da? Nu poți face chestia. Nu sunt foarte sigur de asta, pentru că bătălia la locul 2 bănuiesc că va fi cu Israelul și o victorie a Israelului era ultimul lucru care ne-ar fi trebuit aseară, dacă e să mă întreb pe mine. Adică, dacă aș fi avut de ales între a risca pe victorie sau a risca pe egal, riscam pe egal, eu sincer să fiu. Adică da, nu, zic așa, dacă în loc de două egaluri cu Elveția și Israel, să fi pierdut în Elveția și să fi câștigat ieri. A, să fi câștigat noi cu Israel. Ieri, da. În sensul ăsta, da. Mie mi s-a părut că, de exemplu, că tot mergem la meciul ăla cu Elveția, că l-am încheiat și pe ăla cu un punct. Prima repriză a fost foarte rea. Și acolo putea să fie, nu știu, 4-5-0 la pauză pentru elvețienii. Repriza a doua, bine, poate și pentru că au era 2-0. Au avut și repriza a doua elvețienii. Au avut șansa să facă 3-0 de multe ori. Acum a fost invers. Bine, alt adversar, altceva totuși. Noi astea avem ca și comparație, că sunt două meciuri în o lună jumate, 2 iunie și începutul lui septembrie. Echipa asta alcătuită de Edi, ca formulă de start, a fost gândită în special să nu pierdem? Nu cred. Nu cred, dar a fost gândită să nu riște enorm. Pentru că, ți-am zis, după părerea mea, dacă Israelul câștiga aseară, meci direct, era foarte cam greu. Gata din punct de vedere practic. Teoretic, oricum, rămâneau șanse. Și chiar mi-am adus aminte că în campania aceea în care am fost în grupă Danemarca și Norvegia, la începutul anilor 2000, știi foarte bine că noi am pierdut pe teren propriu și cu Norvegia, pe Zloata din Ghencea și cu Danemarca pe nisipul de pe 23 august. E, la meciurile de pe terenul adversarelor cu care noi ne băteam la un loc de calificare, ne-au egalat danezii cum ne-au egalat, norvegienii cu acel penalti inventat la Kiel. Bine, ne-am fi dus la baraj, deci, oricum, dacă nu câștigam grupa. Ne-am fi dus la baraj, da. Dar am avut două rezultate bune pe terenul adversarilor care nu ne-au ajutat. De ce? Pentru că n-am reușit să luăm un punct acasă. Acel punct acasă nu înseamnă foarte mult pentru tine. Au pierdut adversarii. Dar înseamnă să nu aibă adversarii încă două puncte în plus. Cum ar fi fost cazul ieri. Deci dacă e să treci la plus și lucrul ăsta, ok, dacă n-ai putut idealul să câștigi în fața Israelului, atunci cred că a fost foarte important să nu pierdem și, încă o dată spun, n-am pierdut pentru că am avut din nou șanse. Da, e bine, pentru că multă lume a rămas așa cu o impresie poate neplăcută după meciul cu Elveția, că tot mergem la meciul ăla cu Elveția, când este clar că noi am avut șansă mare, am fost norocoși, dar din partea colectivului tehnic, în sfârșit, inclusiv Edi Iordănescu a venit la finalul meciului și știi cum a spus, că unitate, forță, dăruire, să fim sinceri și corecți și noi, că știm și noi unde suntem, știm și noi care este valoarea echipei naționale a României și vedem unde joacă fotbaliștii români, că nu mi se pare o rușine sau să, ceva să fie, eu știu, deranjant pentru mine ca oficial al echipei, al federației, să zic, nu am avut noroc, că a văzut toată lumea, vede o țară întreagă și sunt oameni care totuși văd, care, noi nu putem să ne calificăm fără noroc. Astăzi, echipa națională a României, se pare că nu avem cum. Și nu doar noi, că vedem că se mai chinuie și italienii, de exemplu. Noi avem nevoie de noroc. Să chinuie într-un fel sau altul, mulți. Noi am avut o șansă de o grupă bună. Atragerea la sorți, a fost prima șansă. Deci asta a fost prima șansă, după care au fost momente în diferite jocuri sau perioade mai lungi în care iarăși am avut șansă. Și asta trebuie să recunoaștem. Da, în același timp, mă uitam la lotul Israelului. Știi că sună așa, sună Israel, Kosovo, da? Bun. În lotul Israelului sunt jucătorii aceia despre care am vorbit și grosul echipei este format din jucători de la Maccabi Tel Aviv și Maccabi Haifa, da? Sunt două echipe calificate, una în grupele Europa League și una în grupele Conference League. Noi nu avem așa ceva. Nu, asta este clar. Să ne înțelegem. Nici au jucători sunt niște, care niște joacă la echipe de Champions League, la echipe de Europa, alți jucători în afară de cei de la Maccabi Haifa și Maccabi Tel Aviv. De la Celtic, de la Salzburg. De la Steaua Roșie Belgrad, da? Bun. Noi nu avem acești jucători. Acești jucători ai noștri nu joacă acolo. N-au acumulat această experiență a competiției europene. Încearcă să facă cât pot și cred că nu poate nimeni
să-i acuze pe vreunul dintre ei de lipsă de atitudine, de indolență. Asta au vrut, atât s-a putut aseară, atât s-a putut în Elveția. Sperăm să se poată mai mult cu Kosovo. Cred că lumea deja e conștientă cu nivelul la care suntem noi astăzi. Care e un nivel slab. Că este sub ceea ce ne dorim noi. Că este sub ceea ce am fost odată. Că este sub ceea ce visăm. Asta este clar. Da. Dar nu mi se pare din calea afară, pentru că la un moment dat, în momentul în care obții un punct norocos, cum a fost ăla cu Elveția, mă, parcă știi, îți reduci din merite dacă accepti și recunoști că a fost un punct norocos. Tot un punct este și ăla. Care este că sunt voci și voci, că ai văzut și tu și ați citit și voi presa, cu siguranță că nu vă cade bine în momentul în care vin atacurile astea, unele mai dure, altele mai puțin dure, unele directe, altele indirecte. N-are cum să-ți cadă bine chestia asta. Dar voi știți că noi mai și vorbeam. Mă, uite-te la lotul echipei naționale a României. Uite-te unde joacă. Și le arătam ieri că era și Bogdan aici. Și în primul 11 noi pe teren am avut un singur fotbalist care a câștigat titlul de campion în sezonul precedent. Care era Libec cu Faro. Da. Nu era unul care să fie câștigat campionatul undeva, unde a jucat el. A fost Tanciu, nu? A, da, că ziceați și voi prin China. Acum că... Nu. Stanciu a câștigat campionatul în 4 țări. Nu, zice, nu, mă, cu campion acum, în momentul ăsta. A, s-a rămas așa acum. A, fost la CFR, nu? N-au să plece în meciul ăsta, el având în sezonul precedent titlul de campion, da. În sensul ăsta. Da, nu, da, corect. A mai fost și Manea și așa mai, da. Și așa mai departe. Hai să ne uităm în timp ce discutăm și pe clasament, că s-a dus jumătate din competiția asta. Suntem fix la jumătatea competiției. Lumea cred că deja știe, se duc primele două, nu mai avem vreo pălărie de salvare, cum îi zice, de... o plasă de salvare de Liga Națiunilor, da. De nimic. Deci noi trebuie să terminăm pe unul dintre primele două locuri, punct simplu și deci clar. Dacă te uiți la clasament și vrei să iei părțile bune, spui așa: bun, primul lucru, acea cifră 0 de la înfrângeri, 2, poziția în care te afli, asta e prima, e calificantă, da. Și 3, cea mai bună defensivă din grupă. S-ar putea, adică se spune că defensivele... Și al doilea atac, nu? Rezolvă trofeele, știi? Atacanții vând biletele. Da, n-am luat multe goluri, am numai 4 goluri. Dar au fost ocazii și aproape în fiecare meci portarul a fost cel mai bun jucător al nostru. Aproape în fiecare meci. Și m-a întrebat cineva ce pronostic dau înainte de meci și am zis aș vrea să... la sfârșitul meciului, jucătorul cel mai bun echipa națională să fie un jucător de atac. Nu mi-a ieșit. Nu ți-a ieșit. Deocamdată, dar tot sper. Așa, lumea în anturajul echipei, că bănuiesc că ați discutat acolo, a stat în tribuna oficială, la final, cu siguranță mulțumiți de punct, sau implicit de faptul că n-a avut Israelul 2 puncte în plus, da? Dar starea... Îți dai seama când nu e confortabil. Am stat... toată pauza și am discutat de cum era la 1-0 și cum ar urma să se desfășoare meciul și așa mai departe. Știi, chibițeală de asta. Da, erau și oameni din federație, erau și invitați, invitați și așa mai departe. Și Daniel Pancu cu Marius Nicolae, care au plecat sau pleacă în seara asta în Albania pentru meciul ăla. Se apreciau lucrurile bune, parcă se dorea mai mult, dar în același timp se punea întrebarea, se poate mai mult? Și atunci au început discuții dacă se riscă mai mult. Că, de exemplu, la Sorescu. Sorescu a fost introdus acolo pentru că Solomon era cel mai bun jucător al lor. Cât timp Sorescu a fost pe teren, Solomon n-a fost pe teren, din punctul meu de vedere. Și asta este un merit al jucătorului și al lui și al lui Manea. Și un merit al antrenorului că a gândit echipa la modul ăsta. În momentul în care Sorescu a ieșit de pe teren și am vrut să riscăm, ne-am arătat limitele. În apărare, da. În apărare, adică în atac n-am făcut nimic, în schimb în apărare am fost praf. Adică așa era vorba aia. Da, da, da. Pentru că asta este realitatea. Adică, ok, și noi am vrea să, cu toții suporterii vorbesc, am vrea să-l vedem pe Coman, pe lângă Alibec, pe în față, pe acolo, să fie, cu Moruțan, cu Mihăila și așa mai departe. Doar că adversarul te împinge și dacă nu cobor, s-ar putea să fie ce s-a întâmplat în partea a doua a meciului cu Israel. Doar norocul să și moldovan și băieții din apărare care s-au aruncat în fața mingilor pe acolo să te salvezi. Asta este realitatea momentului, din păcate. Din păcate. Ea a fost tristețe după meci. Îți dai seama, din ce am înțeles, că Mihai Stochița a coborât la cabină împreună cu președintele acolo și
tăcere mormântală în cabină. Probabil au încercat să le ridice moralul. Astăzi au fost cu toții, au fost la antrenamentul de seară. Da, fiecare bine, încearcă cât poate să facă. Dezamăgirea e legată, în primul rând, probabil de felul care arăta repriza a doua ca joc. Și că puteam să și pierdem. Spun că una, punctul e important. O dezamăgire, mai că știu ce s-a discutat toată săptămâna asta. Una dintre dezamăgiri vine dinspre dorința jucătorilor de a oferi un frumos cadou celor 50.000 de oameni care au fost senzaționali. Adică, nu se pot plânge, din potrivă, a fost fabulos. Când a venit la lot, Nicu Stanciu a spus o vorbă și mi s-a părut interesantă. S-a anunțat că va fi o afluență de public și că va fi sold out și a spus, zice, uite, știi ce? Ăsta cred că e primul meci de când sunt eu la echipa națională la care avem sold out, oamenii venim pentru noi. Că am mai fost sold out cu Argentina, cu Spania, cu nu mai știu, tot așa, cu Olanda la 1-4, da? Și oamenii simțeau că vin să vadă Spania, vin să vadă Olanda. Și acum ei simțeau că oamenii vin să-i vadă pe ei, că na, acum. Și asta a spus-o de Stanciu, nu de vreun copil. Și asta a spus de Stanciu și avea dreptate, adică i-am dat dreptate și am simțit că vor să întoarcă chestia asta și din punctul meu de vedere, cât au putut, au alergat. Acum mai ține și de alte. Bogdan, am discutat și aseară, sigur, da, i-am dat cuvântul lui Andrei. Eu am stat că și m-am mai gândit un pic. Da, da. Și ți-am spus că avem cel mai bun antrenor din lume. Principala calitate, nu glumesc. Nu, sunt de 30 de ani în jurul fenomenului ăsta, nu am participat de ei, dar sunt în jurul lui ca ziarist. Și am luat concluzia că cel mai important calitate al antrenorului este norocul. Băi, ți-o spun sincer, de restul ca toată lumea știe. Doar să nu fi bătut în cap, cine știe cum să nu știi. Dar știu să-i pui. Bă, o să este cam faci, că n-ai mulți, bun, că nu da, vine aici, X, că chiar vine că n-are prea multe de ales. Ok. Ai un moment de inspirație, sigur, joci cu 3 fundași sau cu 4 fundași. Bă, dar norocul este baza. Și încă norocul, după părerea mea, n-a fost la nivel maxim. Norocul maxim, știi care era? Să dea gol la Valim în 120. În minutul 92, 93, 94, ultima fază. Da, la ultima. Pe mine nu sigur că m-a surprins de plăcut. Declarația lui Osvald Marin. Eu l-aș trimite acasă. Eu, dacă aș fi federație, atunci l-aș trimite acasă. Nu poți tu să te declari nemulțumit de ce joci, că mai bine stăm noi. Spui tu, Răzvan Marin, chestiunea asta. Țineți vorba, că lumea... Ce spun eu acum este un pic trunchiat din ce a spus el, că el n-a spus... Stop, că l-avem acum. Ok, l-avem acum și discutăm după aia. Hai să-l urmărim. Mie mi se pare că toate este cerți pe tine. Că de pe 16 metri, poate obosit, ai jucat 93 de minute, 94. Dar nu e primul șut pe care îl dai în felul ăsta, având niște voleuri, ții minte, nu știu examen, ci când mi-am stat să mi-l notez. Tu nu știi să dai la poartă, joci de o viață în seria. Și tu, de pe 16 metri, cu mingea jos, dai la 4 metri alături de poartă. Bă, nu dai pe poartă. Bă, nu te supăra. Puteți să câștigi meciul, mă? Puteți să-l câștigi. Da. Aia nu-i poziție de gol? Mai bă, nu mai e niciuna. Da. Adică aia mi-a mai poziție de gol, după părerea mea, decât ce a avut Pușcaș. Bă, îți dai gol de acolo, trebuie să fii foarte tehnic și talentat. Nu e cazul lui. Bă, tot muncește, alargă, în fine. Dar tu de acolo? Repet, are și circumstanța faptului că ești obosit. Da, și ajunge la 40 de minute de alergătură, nu mai ai coordonare. Și el a alergat, nu poți să... Nu zic că n-a alergat. Mai mult în partea altă. Dar și nici nu e genul de jucător care să se îngăde acolo. Nu se pare că ești în măsură să socotești că nu e tactica potrivită, că ne apărăm prea mult, că să jucăm mai sus, că mai bine stăm acasă dacă jucăm așa? Eu, repet, picuiesc. Văzute în context, scoase din context, mai grav de ce a spus el. N-a spus... Da, fix așa, fix cu această răutate. Rezolve, dar astea sunt niște idei desprinse din această problemă pe care eu cred că tu ca un jucător exponențial, pentru că tu ești exponențial, nu ești capitan. Bogdan, că dar vezi, acum când vine un jucător și spune ce simte, realitatea, nu poți să spui, neplăcut. Spui vestiar, Cosmine. Nu poți să, poți să spui orice zici la Ideo Dănescu și să-i spui, bă, maestre, bă, mie nu-mi place ce joc aici, că așa să joc nu știu unde. Și te sfătuiești, vezi dacă poți. Bă, dar nu se spune în... După părerea mea, nu se spune în public. Acum poate greșesc eu, nu-mi dau seama, nu știu. E sensibilă chestia pentru că vine de la un jucător, nu știu că cel mai experimentat, dar printre cei mai experimentați, asta este clar, și din punct de vedere al carierei și ca vârstă deja a ajuns între cei mai experimentați în cont de numărul de meciuri pe care
îl are la echipa națională și nici nu cred că a fost unul dintre cei nedreptățiți sau să fi jucat în altă parte sau să fi... Andrei, știi ce a declarat? N-am, când se va rezolva problema... N-am văzut integralitatea ei declarația. Vedem imediat. În integralitatea ei... O să e mai puțin șocant decât ce am spus eu acum. Adică nu au fost aceste declarații. Bă, vreau să spun că nu vreau să merg la mondial, că nu merităm. Da, mă, vedem imediat. A spus pe acolo. 20 de secunde mai durează și o vedem. Adică vorbești, o să te las să comentezi după ce vedem, ca să știi tocmai. Ca să nu luăm din... Chiar n-am văzut declarații. Din context. E gata? Dacă e gata, să o urmărim. Ce pot să spun? Nu știu, îmi găsesc cu greu cuvintele. Ne-am dorit foarte mult în seara asta, doar că, din păcate, n-am reușit să profităm de această oportunitate pe care am avut-o și să câștigăm meciul. Dacă nu mă înșel, Elveția a făcut egal nou în Kosovo, puteam să fim la egalitate de puncte, eram acolo pe primul loc cu ei și cred că calificarea în proporție de 70% era ca și făcută, mai ales că venea meciul cu Kosovo de acasă și trebuie să-l câștigăm. Trebuie să avem 2 zile să pregătim acest meci, trebuie să luăm cele 3 puncte dacă vrem să mergem la european. Dacă nu, mai bine stăm acasă. Vor veni cu mai mult entuziasm pe egalul cu Elveția? Nu știu, asta n-am... Bineînțeles că poate vor veni cu un moral mai bun, nu? Dar noi, până la urmă, trebuie să ne facem jocul nostru, avem foarte multe de îmbunătățit, atât pe fază ofensivă cât și fază defensivă. Și dacă noi jucăm la capacitatea noastră maximă și facem ceea ce trebuie să facem pe teren, sunt sigur că vom câștiga. Ce n-ați făcut azi? Cred că ați văzut și dumneavoastră. Nu, ne-am retras foarte mult, nu am reușit să ținem de minge, să ne creăm oportunități, să creăm ocazii de gol. Așa a fost să fie, nu știu, poate ne-am dorit prea mult și din cauza asta ne-am... Nici nu știu ce să zic. A fost și presiunea rezultatului. De asta ne-am apucat de fotbal, nu? Să jucăm meciuri de genul ăsta cu 50.000 de oameni în spate și să le câștigăm, nu? Am avut tot stadionul cu noi, le mulțumim că au fost alături de noi și că ne-au susținut pe tot parcursul meciului. Eu personal, mie îmi plac genul ăsta de meciuri. Aveam pielea de găină înainte de meci când se cânta imnul și cânta tot stadionul imnul. De asta m-am apucat de fotbal, ca să joc genul ăsta de meciuri. Dar știți tot să jucați cu această presiune, Răzvan? Spui de tine, ești un jucător experimentat. Da, nu știu, tocmai asta zic. Dacă vrem să ajungem la european, trebuie să învățăm să jucăm astfel de meciuri, pentru că sunt meciuri cu miză, meciuri importante. La european va fi același lucru, dacă poate vom da chiar de echipe mult mai grele, mult mai dificile. Dacă vrem să ajungem acolo și să ne facem de râs, mai bine stăm acasă și ne uităm un alt european la televizor. Nu cred că mulțumește pe nimeni jocul echipei naționale în acest moment. Pe mine personal nu-mi place, nu mă simt bine când avem astfel de meciuri. Încă o dată, nu e... Îmi place, nu mă simt bine, așa trebuie să jucăm. Putem să jucăm altceva? Păi nu știu, asta e întrebarea. Dacă putem să jucăm altceva? Nu știu, trebuie să faci ce a spus antrenorul, să-ți placă ce joci și asta. Că bănesc că nu poți mai mult. Bine, mie mi se pare că nici lui nu-i place, așa cum nu ne place nici nouă. Da? Nici nouă nu ne place, nici lui Edin Ordenescu nu-i place. El, ca jucător, sigur că nu se simte bine, deși e adevărat că în ultima perioadă e obișnuit cu partea a doua a clasamentului. Dar asta nu înseamnă că îi place și la echipa de club. Că toți ar vrea la mai bine, să zicem, Barcelona sau Național la... Trebuie să și poți să zici acolo, mă. Asta este, pentru că mie mi se pare că văd o mai mare sinceritate și la Edin Ordenescu în ultima perioadă și la ei, să recunoască lucrurile care sunt evidente. Că asta e clar că atâta putem. Că noi, Andrei, mai discutam. Am avut 4 ocazii toți. Știm că a trăit capa lui Bucine, Burcă, parcă. Da, Răzvan Marin a avut o lovitură liberă, șut, alibec. Ok. Da, dar vezi că încep să le numere pe degetele unei singure. Dar asta este o realitate, Bogdan, lumea și noi. Că noi am trăit și vremurile alea. Eu ți-am spus și ziua, ți-am spus-o și ieri. Eu nu știu dacă... Individual atâta putem. Dacă atâta putem, e trist. Da, bine, Bogdan are dilema. Eu nu știu, sau așa joacă că sunt fotbaliști plătiți cu 1 milion de euro pe an. Unii dintre ei, mulți dintre ei. Câțiva, nu știu. Ce mai e milion în ziua? Da, e și asta adevărat, da. Și care să nu se poată exprima altfel decât au arătat aici la echipa națională. Adică poate într-un chiar context, așa slab poți să joci mai bine, să joci tu ca Israelul, spre exemplu. Nu știu, zic și eu, abar n-am. Mie se pare că ai putea teoretic. Eu cred că Stanciu poate mai mult decât a arătat. Da, corsetat în anumite...
atât de cald, asta e foarte bine clasament. Ți-am spus, dacă ai noroc și te califici, până mai contează altceva. Poveștile astea, hai mă, că nu putem juca, nici nu vom putea juca în următorii 10 ani, ca cine să zic, nu știu, Olanda, da, atunci ca Portugalia. Să nu ne amăgim. Păi ce stai amăgim? Vezi, te califici. Dar nici... S-a calificat Muntenegru. Cum s-a calificat? Nu, Macedonia. N-a fost la noi, la București? A fost la București, da, da. Cu baraj de Liga Națiunilor. Păi noi trebuie să ne calificăm. Nu putem să jucăm. Așa că de-aia nu știu dacă... Păi știu, dar atunci nici să nu facem un caz. Da. În momentul în care jucăm slab sau... Nu bine, să... Un antrenor ghinionist, o spun sincer, avea 4 puncte azi. Ce trei cu Andorra clare. Bă, te-ai galat pe la Ruzi, pe la Azi, pe la Trafoane. Dar de ce zici că este Edi Iordănescu norocosul? Poate e moldovan norocosul, poate e burcă norocosul. Care e moldovan? Portarul. Dar el a fost și înainte și erau norocoși? Moldovan nu prea a fost. Nu, mă, așa că moldovan e norocosul. Da, dar moldovan, ai găsit pe moldovan. Păi nu, mă fie așa că joacă, mă, stai, ce știu, au fost norocoși până acum? Nu știu, mi s-a părut. Vezi că dădea Ianis bara aia cu Islanda, nu era bară pe final, da, în Ghencea, a tot bară sau a șters mingea. Am avut o ocazie cu Islanda, okay. La 0-0 sau da, cum s-a terminat ăla, putea fi alta istoria. Ideea este alta. Ținea Dorinel Munteanu. Și Stanciu la primul meci al lui Daun, penalti, minutul penalti 91. Penalti la Cluj, nu? La Cluj. Poate că era altfel. Nu, șansa, putem avea un... Șansa contează. Da. Într-un deci meci nu ăștia sunt norocoși. Edi Iordănescu sunt norocos. Asta subliniez. Bine, el a câștigat titlul. Cu noroc că nu am fost în viața mea. La ce fel? Să-i sară mingea lui ăla în față din aia. O fătură de cap banal a lui Burcă la Giugiu. Ia să-i lui ăsta. Cum dacă îl cheamă, că îmi scapă? Pe portal. Vlad. Lui Vlad, Vlad. Așa. Deci, știu, mă, încă o dată, e principala tu, calitate. Tu ții minte o fasă, știi, care e... Am tu 93, Cosmine. A Oster ți-a avut noroc? Păi cum, a dat cu capul de la 20 de metri. Dar Rudoia, cine a fost? Ăla a capul de pe 16 metri. Nu Oster să-l chema, dar a dat de la, era un de la corner. Un a dat de la corner. Era gata să cadă să o dea în poartă. Păi nu a dat-o în poartă. Într-un meci în care noi am avut... Da, în Slovenia. Dar auzi, hai să vorbim de evenimente cu 20 de ani, că nu mai știe nimeni. Da, 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 dacă vorbești de noroc, despre noroc și ghinion... Păi da, de ce să spun? Edi Iordănescu? Eu nu mi-am amintesc când a avut ghinion. Bă, zi, am jucat excepțional și ne-a bătut Xulescu. Suntem la jumatea competiției. Da, okay. Mai ales că din câte știu, Scuiper, să nu și da, preia din familie, ești un tip credincios. Și dacă ești credincios, trebuie să prea te gândești că nu se pupă. Hai să vedem ce a spus aseară. Avem un rezumat de la conferința de presă Edi Iordănescu. Ne ducem pas cu pas, chiar dacă îi facem mici și vom fi la european. Am schimbat ofensiv. Deci acceptăm asta, este un punct pus la clasament. Să pregătim foarte bine jocul cu Kosovo, care... Eu cred că va fi cel puțin la fel de greu cum a fost cel de azi. Naționala poate să joace mai bine decât atât, naționala poate să-și ridice nivelul. Nu avem jucători care în momentul de față să spunem că sunt indispensabili. Am transmis-o că trebuie să facă mai multe eforturi, să se impună la club, să ia mai multe minute. Dar nici soluții foarte multe nu sunt. Suntem condamnați să ne chinuim, să luptăm. E foarte ușor să ne ducem înspre prăpastie. Au fost multe momente în campionat trecute când ne-am resemnat, când n-am mai luptat. Datoria ei să luptăm, suntem, cum am spus, pe loc calificabili și dacă batem Kosovo, din nou vedem cu foarte multă speranță ce urmează. Asta este realitatea momentului. Echipa a vrut, dar atât a putut. Da, așa încheiem și cum încheie el cel puțin partea asta din echipa a vrut, atât a putut. Sigur că noi tot discutăm, tu zici că egalul ăsta dintre Kosovo și Elveția de ieri e bun pentru noi, sigur zic. Facem analize și hai să discutăm pe clasament în timp ce... Vorbim măcar să vadă lumea ca să facem un calcul. De ce e bun? Sau la ce te-ai gândit? Ce vezi tu? Poate avea și părțile lui. Deci egalul, discutăm acum despre punctul luat de Kosovo cu Elveția ieri. Dacă și două noi câștigam cu Israelul, era senzațional rezultatul? Eram pe primul loc. Era bine, senzațional. Eram la egalitate de puncte cu Elveția, da? Da. Era senzațional, da? E, în n-am situația asta, Elveția a făcut două prostioare. Una cu noi. Și una aici. Și una aici. E... Poate că sunt avizați și nu vor face prostioară cu Israel. Pentru că este foarte important ca Elveția de acum încolo să-și câștige meciurile până la ultima etapă. Mai deci ca și cu noi, nu? Asta am vrut să spun, că Elveția, dacă era calificată și ar fi câștigat ieri 13 puncte, cred că erau mai ușii de jucat ceva Andorra. Cu Andorra acum. Să vină, că asta ne tot dorim cu toții, să vină Elveția în ultima etapă calificată, ceea ce e foarte probabil oricum. Chiar și cu punctele astea pierdute, e foarte probabil. Acum cât ne ajută asta... Dar zic că e bine din punctul de vedere al Kosovo. Pentru că ei au o singură șansă. Nu avea niciuna, teoretic, dacă plecați de așa. Și așa au mici. Unica e să bată la București. Da. Și asta înseamnă că vor trebui să atace dezlănțuit. Dacă nu,
Poți să zici că erau dezinteresați, dar se apărau neinteresați să se descopere. Acum trebuie să se descopere. Deci eu vreau să joc mai repede cu echipa care vrea să mă bată. Da, care vrea să mă atace. Sau una care e total dar dezinteresată, care e în vacanță. Noi construim mai bine în fața lor care o echipă, atenție, pe care noi trebuie să o batem. Aici nu mai merge cu egalul, cum a mers cu Israelul. Nu știu dacă trebuie să-i bați, trebuie să bați pe nimeni. Trebuie să rămâi neînvins, să ai noroc. Nu să bați pe nimeni, mă. Ba da, trebuie să bați pe Andorra acasă, și ceea ce nu râde, că Kosovo a făcut egal. Știu. Și să bați pe Belarus. Noi am uitat de norocul ăsta de care zici tu, pe care l-am avut noi, și conjunctura altor rezultate. Da, Kosovo pierde cu Belarus, în curând, face egal cu Andorra. Dacă mai făceau trei antrenamente, îți dai nici jucar, nu intra antrenorul. Eu n-am mai zis de fotbalist care să te lovească la antrenament oficial, mă. Ăla că faci 3 puncte și 5 metri, ăla cel mai bun al tău de la Celtic. Ne, păi, poate avea o afecțiune. A, poate că avea direct și l-au forțat. Ok, e posibil. Și poate să aibă. Acum, dacă... S-au accidentat toți la Israel. Dacă... Hai că am mai rămas câțiva. Da, câțiva, dar... dacă stai acum, să... Au jucat în 10, scuze-mă, te întrerup. Deci vârful de 19 ani care a debutat a fost... Până la... Dacă juca ăla al Weissmann de la început, poate că nu poate să ducă, a avut puțin de meciuri și ăla, cred că era mai greu. L-a jucat cu noi. A și scos o minge care era gol. Sau, mă rog, de asta o respingă moldovan. Deci... Nu știu dacă a scos-o ăla. Ăla, 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 și mai zis la unul care era în ăsta de aici, la Solomon. Dar nu mai era, nu știu dacă... Era, da, da, în fine. Acum, discuția, de exemplu, între noi, cele trei echipe de care spuneau că vor seconda Elveția la turneul final, să bat Israel, Kosovo și România. Era clar, da. Până în momentul de față, noi n-am făcut nicio greșeală. Din potrivă. Aveți niște bonusuri. Între cele trei, sunt trei rezultate de egalitate. Israel cu Kosovo, Kosovo cu noi, noi cu Israel. Nu ne-am bătut niciunii pe alții, da. Kosovo a făcut prostioară, da? Două. Și un bonus ăsta cu Elveția, că, da. Bun. Dar mai grave, da, sunt alea. Dar mai grave sunt că nu și-au luat trei puncte cu Andorra, nu? Unul acasă și-a pierdut în Belarus. Cu Belarus. Nu, în Belarus, în la Budapesta. La Budapesta, bun. Deci au făcut două prostii. Punctul ăsta cu Elveția, respiră. Ăsta noi l-am luat, Israelul încă nu l-a luat. Și noi și Kosovo l-am luat. Da. Noi am făcut egalul cu Kosovo în Kosovo, Israelul a făcut pe teren propriu și urmează să joace în Kosovo. Deci Israelul ar fi mai complicat puțin, da, dar joacă și cu noi acasă. Aia este problema, că o să ajungi să joci și joci pe un teren foarte greu la Ierusalim, ei sunt recunoscuți în Israel ca având publicul cel mai cald acolo. Și din punct de vedere al atmosferei va fi o atmosferă foarte încărcată. Publicul cel mai calm? Cald. Știi care este pasional simptomul cel mai clar că lucrurile nu merg foarte bine? Calculele astea. Tu crezi că englezii au făcut egalul care sunt de calcule? Ce compară? Dar crezi că italienii... Una de echipe care le merge bine calcule. Stai puțin, dar crezi că italienii fac calcule? Eu cred că italienii fac calcule. Au plasa, o imensă plasă de salvare a Ligii Națiunilor. Au câștigat o grupă de acolo în seria și fac calcule. Fac calcule. Eu spun ceva. Și Spania face calcule. Spania face calcule. Cu atât mai mult făcea calcule înainte de victoria asta din Georgia. Spania. Da, da. Deci nu e chiar... În fine. Calculele multe și intense și... Serbia, da. Serbia face calcule? Nu știu, cred că tremură bine. Partea bună... Nu numesc pe undeva. Că toată lumea face calcule, normal, dar insistența pe care o acordă în calcule. Partea bună a calculelor, că am trăit foarte multe momente în cariera mea de jurnalist, când calculele începeau de la probabilitate de 1,4, 1,5. Acum înțeleg că și cei care se ocupă de așa ceva, statisticieni, ne dau, avem undeva la 50% pe bază de calcule. Da, care sunt obiective, adică nu... Adică, nimic deci, nu este sentimental acolo. Mă rog, stăm foarte bine în momentul ăsta față de raportul ocaziilor din fiecare meci, să spunem așa, și stăm foarte bine la capitolul prostii nefăcute. Stăm foarte bine, pentru că am avut campanii în care am făcut egal cu Armenia, ne-a bătut Armenia, adică eliminare, cu adversari unde nu trebuia să faci niciun pas greșit. Iar într-o secvență de 10 meciuri, sunt foarte importante meciurile cu echipele mici să nu greșești, să nu faci niciun pas greșit. Și pe urmă, dacă nu greșești în meciurile respective, ai tot timpul două rezultate la îndemână, victoria și egalul. Ce mai bine este să nu ți-ai niciun sens, să ai noroc. De asta ce mai bine. Doamne, Andrei, adică nu avem foarte mult timp și vreau să te întreb despre echipă. Tu știi echipa de start, mă refer. Nu. N-ai știut echipa aia, fătul la stadion? Nu, eu nu. În primul rând așa că... Așa că ce? Nu. Nu-mi place să aflu, mai ales că vin din presă și... Poți să fie bănuiel, da. Poți să fie tot felul de bănuiel.
Nu, da. Mai ales la meciuri oficiale. Am trăit un moment care mi-a displăcut total. La, de exemplu, la meciul cu Danemarca, când am jucat și era down, și atunci a pregătit o schimbare de sistem, a jucat cu trei fundași centrali, știi? Și am făcut 0-0 la Cluj. Și după meci, antrenorul danez a mulțumit presei române pentru informația pe care a dat-o. Și Erai și tu la început acolo? Nu m-am simțit bine pentru chestia asta. Normal că presa trebuie să, că principalul scop al presei nu să bată echipa națională. Primul scop al presei este să dea adevărul, să informeze. Și atunci, jos pălăria pentru cei care au putut afla, dar ca român eu m-am simțit, încercăm și noi așa, cu noroc, cu ce putem și noi, cu ce avem, să facem o chestie, să rămână între noi. Dar la presă nu e. Uite, de exemplu, presa izraeliană, de acolo am aflat că titular este ăsta micu, da? Turgeman. Au dat-o pe surse și așa mai departe. Eu cel puțin de acolo am aflat. Am și spus cu vreo două zile înainte, o să joace Turgeman, nu o să joace altcineva. Vârf de atac, da. Titular. Și revenind la mine, nu, și mai ales că Edi este antrenorul care anunță echipa după ședința de dinainte de plecare la stadion. Târziu. Adică nu, nici antrenamentele nu le face cu titular, contra rezerve, nu există. La ultimul antrenament titular a fost Băluță, că n-a prins lotul, de exemplu. Care ultimul antrenament? Ultimul antrenament, bine, din dimineața zilei, cu o zi înainte. Adică în presă a apărut echipa de la ultimul antrenament de la Mogoșoaia cu Băluță în echipă. Da, nu, dar nici se pune problema. Nu e. Eu, de exemplu, n-am mai văzut chestia asta. Cred că Victor Pițurcă a făcut-o cât am prins la federație și ca ziarist, și el avea un alt sistem. Adică el punea probabil cu posibil. Și jucau între ei pe la sfârșitul antrenamentului și își dădea seama să schimbe un mai eu, două, mai între ei. Și a ieșit o chestie extraordinară, a ieșit la meciul cu Cehia. Când ne-am trezit cu toți în echipă, cu Mazilu, Coci și nu mai știu cine, Ovidiu Petre, dacă nu mă înșel, au fost, pentru vremea respectivă, au fost niște mari surprize în primul 11 și au bătut Cehia, o Cehie foarte bună pe vremea, făcând chestia. El nu face chestia asta și el anunță atunci. Eu aflu echipa din foaia de joc, spun foarte dar sincer. Dar bine, nu era... Poate că Mihai o știe, Stoichiță. Poate, adică, poate că ar fi normal chiar să o știe. Să bine, discute, că știe pentru el, pentru, eu știu, curiozitatea lui. Să discute ei, specialiștii între ei, că poate mai are fiecare. Adică ai avut o surpriză când ai văzut echipa? Că în capul tău aveai și o echipă. Aveai o echipă, tu că acolo ești în anturajul echipei. Sincer să fiu, mie mi s-a părut logică echipa. În sensul în care... Da, țin cont de adversar. Acolo cu Sorescu, eu mă aștept. Adică nu vedeam niciun mijlocaș stânga care să poți... Nu vedeai pe Olaru în primul 11? Acum sigur că discutăm a doua zi după meci de primul 11 de ieri, da? Da. Nu. Îl vedeam, adică... Okay. Da, erau... Cine ți-a plăcut? Zim ceva. Cineva găsește o laudă pentru cineva. Mie mi-a plăcut Sorescu pentru cum a făcut. Angajament. Mi-a plăcut Coman. Eu pe Coman nu l-am văzut niciodată până acum cu asemenea atitudine în joc și cu un asemenea joc pentru echipă și mai mult de atât contribuie și la faza golului. Da? Deci nu... Bine, era bine, e treaba lui într-un fel sau altul, adică mai ales că a fost pe acolo. E treaba lui dacă te împinge adversarul și trebuie să faci curse de 70 de metri. Posibil mai ajungi la locul tău. E mai dificil, dar mie mi-a plăcut atitudinea. Bine, atitudinea generală mi-a plăcut. Da, nu adică poți să... au fost jucătorii atât cât au putut și care le e înzestrarea în momentul ăsta. Unii vin și după accidentări. Gândiți-vă că unii nu au meciuri în picioare. Știu, și atunci multă lume se întreabă ce caut aici, nu? Păi ce caut aici și pe cine aduci? Adică trebuie să te gândești pe cine aduci. Unul care n-are meciuri și se antrenează în seria. Acum e adevărat că discutăm și suntem. Dar ești aici. Bârligea în locul lui Pușcaș? Bârligea care nu prinde lotul? Acum... Întrebare. Știu, cei care nu joacă sunt cei mai buni. Totdeauna e mai bun ea care nu joacă, nu? De fiecare dată. O să vedem când îi vine rândul lui Birligea să joace. Nu înseamnă că... Și vedem cum joacă, știi? Că câteodată rezervele te ajută, așa cum a fost în Elveția cu Mihail, altă dată nu punctează în joc. Sunt momente și momente astea. Mai avem câteva minute și aș vrea să vorbim despre naționala Germaniei. Deci mult lăudatul sport german, națiunea germană, schimba antrenorul. Da, tocmai câștigă campionatul mondial de basket. Da, bine, tocmai câștigă campionatul mondial de basket. Mare sunt. Aici mai n-au câștigat niciodată nicio medalie, n-au la basket. Acolo convine este o nemulțumire schimbă... care mustește de la capa mondială.
Mie mi se pare, sigur că nu vom ști niciodată, că s-au păcălit mulți cu Hansi Flick. Sigur că mulți mă vor critica și au argumentele lor în momentul în care câștig eu Cupa Campionatului și Liga Campionilor, un antrenor care îți vine pe parcursul sezonului, ți-a închis gura. Nu ai ce să discuți, da? Da, e Liga Campionilor, să nu uităm, în pandemie, fără spectatori și așa mai departe. Adică, nu că i-aș căuta. Mie mi se pare că Hansi Flick a fost prea mult pentru el să prea echipa națională a Germaniei, ca antrenor principal, că el a fost an de zile antrenor secund. Acum nu știu, dar ceea ce se întâmplă la Naționala Germaniei, care are 4 înfrângeri și un egal în ultimele meciuri, iar egalul a smuls în minutul 94, iar au 5 înfrângeri la rând. Amicale, că asta joacă Germania, că e gazdă la campionatul european. Imagini cu el în calitate de antrenor secund, cât a fost la Naționala Germaniei și cu Naționala Germaniei, poate în cele mai bune perioade din istorie. Așa că exagerez, campionă mondială și performanțe fantastice, oricum. E adevărat, doar că el când a făcut, a luat 6 trofee la Bayern, parcă? A luat în sezonul ăla tot bine, a luat Supercupa, Supercupa Europei, știi cum e, că poți să iei câte iei 3 cupă campionat, că Liga Campionilor, Ligi, da. Supercupa internă și Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor. La Supercupa Europei și Supercupa internă e un meci. N-aș pune totuși. El e trofeu în cariera lui, da. Dar pun un trofeu de un meci. Spun că el... Dar le-a luat, nu, asta nu i le-a nimeni. Atunci mi se părea că Bayern avea o echipă formată și el era antrenorul care întreținea o astfel de echipă. De felul antrenorilor neimiene, să spunem, da? Da. Care avea nevoie avea să... echipe formate și știa cum să le întrețină și așa mai departe. A venit la Naționala Germaniei într-un moment de reconstrucție la Naționala Germaniei. Cu apariții, cu mulți jucători. Da. Poate nu... Alții pe final de... Poate nu este pentru așa ceva. Nu fiecare antrenor se potrivește în fiecare loc. Ranieri a fost de râsul râsului cu noi în grupă, cu Grecia. Adică câștigă campionatul. Era favorita numărul 1 la tragerea la sorți Grecia și a terminat... Îi mai avea un pic și era suferoie la... Și se duce și câștigă campionatul. Și se duce și câștigă campionatul cu Leicester. E că sunt exemple de antrenori de genul ăsta. Trebuie să ieșim. Ar mai fi fost multe lucruri interesante de discutat, dar începe o săptămână extrem de interesantă. De mâine, marți, partida de acasă cu Kosovo. Mulțumim pentru atenție. Seara bună tuturor!